Salutare prieteni, în acest video vă voi arăta modalitatea prin care instalăm acest modul care ne aduce avantajele sistemului Android Auto și Apple CarPlay, bineînțeles pe variantă cu cablu, dar și pe variantă wireless. Practic acest modul este compatibil cu sistemele multimedia de la Volkswagen, de la Skoda și de la Seat. În cazul de față avem un sistem multimedia Columbus instalat pe o Skoda Octavia 3 din anul 2014. Link de unde puteți cumpăra acest device găsiți în descrierea clipului. Tot acolo vă voi lăsa și un cod care vă va da o reducere de câțiva dolari în momentul în care achiziționați acest modul. Vă voi arăta acum ce conexiuni avem pe acest modul. Aici avem niște micro switch-uri care trebuie configurate în așa fel încât să fie compatibile cu ecranul mașinii. Aici ni se spune exact pentru fiecare tip de ecran ce fel trebuie configurat. Și folosind o mică șurubelniță putem ridica sau coborâ fiecare switch. Eu am setat modulul pentru acest ecran Columbus, ce are o diagonală de 8 inci. Iar acestea sunt setările pentru acest multimedia de pe Octavia 3. Pe această parte avem conexiunea pentru mufa de alimentare, conexiunea pentru mufa CAN, conexiunea pentru mufa LVDS. Această mufa LVDS practic transmite semnalul video către ecranul original. În partea aceasta avem mufa pentru cablu USB, o mufă pentru antena 5G, ce este folosită pentru sistemul Wi-Fi de la Apple CarPlay și Android Auto, iar aici avem un slot micro SD. Acesta este folosit doar pentru a face upgrade-uri de soft pentru acest modul. Haideți să vedem ce mai primim în cutie. Avem un manual al utilizatorului și cablurile necesare pentru a instala acest modul. Cablul LVDS, așa cum spuneam, cablul pentru transmisia de imagini către ecran, antena Wi-Fi 5G, un cablu USB și cablurile de alimentare, cu ajutorul căruia ne conectăm la sistemul original al mașinii. Aceste cabluri au intrare și pentru semnal video pentru camera de mers înapoi, dar și alte intrări auxiliare audio. Pentru instalarea acestui modul avem nevoie de o trusă de scule folosită în general la scoaterea diferitor plastice de pe mașină, două chei speciale pentru a scoate ecranul și unitatea multimedia de pe mașină, dar și o cheie Torx T20 sau o șurubelniță Torx T20. Acest modul poate fi instalat pe sistemele multimedia care au și intrare audio auxiliară. Iată, aici în meniul de setări activăm external aux device și în felul acesta modulul Android Auto Apple CarPlay va transmite semnalele audio. Modulul îl voi monta în spatele ecranului, iar conectarea acestuia se va face la unitatea originală multimedia ce se găsește în torpedo. În consecință, pentru a conecta cablurile la această unitate, va trebui să demontez acest torpedo. Acum voi demonta ușa de la torpedo. Aici este limitatorul de deschidere și acesta trebuie ridicat în sus. După care, întreaga ușă o voi ridica. Am scos-o. Aici sunt 6 șuruburi pe care trebuie să le desfac pentru a putea scoate cutia împreună cu unitatea multimedia. Aici, 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 aici și aici sunt cele 6 șuruburi Torx T20.
Acum va trebui să deconectez mufa de la lampa de iluminare a torpedoului. Dar și acest furtun de la sistemul de răcire din torpedou. Vă recomand să nu deconectați această mufă de la comutatorul de airbag-uri, deoarece ar putea să apară o eroare în bord legată de airbag-uri. Voi deconecta mufa de alimentare. Iată, conectez această mufă la cablul de alimentare ce l-am scos din unitate. Iar mufa de aici va fi conectată în priza unității. Acum voi deconecta mufa LVDS, aceasta. Iar la acesta voi conecta mufa care este înscrisă . Iar acum toate cablurile le voi introduce în spatele unității originale multimedia. Acum voi scoate ecranul de aici, iar aceste cabluri le voi duce în spatele lui, acolo voi pune modulul. Aici avem 4 fante în care introducem aceste chei pentru a putea scoate ecranul. Cablul LVDS. Cablul de alimentare. Acum voi pune și cablul USB pe care îl voi duce tot în torpedou. Respectiv antena 5G pe care o voi lipi aici cu această bandă dublu adezivă. Și urmează să conectez fiecare mufă la modul. Mufa de alimentare, mufa can. Toate cablurile sunt plug and play, nu există posibilitatea să faceți o conexiune greșită. Acum așez modulul în interior aici. E de preferat ca această parte unde se află antena Bluetooth să rămână înspre interiorul mașinii. .
pun ecranul și pot să îi fac o probă în acest moment. După ce am conectat toate cablurile, urmează să facem o probă pentru a vedea că este funcțional. Unitatea multimedia a pornit. Comutarea către modul se face ținând apăsat butonul multimedia. Iată, deja s-a conectat la modulul Android. Voi instala la loc cutia torpedoului, după care vă voi prezenta meniul Android Auto. Conectez la loc mufa de alimentare a lămpii din torpedou, tubul pentru sistemul de climatizare din cutie. Această gaură trebuie să intre pe un ghidaj metalic aici, așa că trebuie să aveți grijă să faceți acest lucru. Iar cutia torpedoului s-a fixat acum și urmează să pun cele 6 șuruburi. Acum voi pune la loc capacul cutiei de torpedou. Acest limitator de deschidere se pune aici așa și trebuie împins puțin. El se fixează aici în interior într-un suport. Iar acești doi suporți ai ușii de la torpedou se vor fixa aici și aici. Mai întâi băgăm în partea de sus, după care voi împinge pentru a fixa ușa în suporți. Înainte de a ne conecta la modulul Apple CarPlay, Android Auto, este necesar să mergem în meniu, în media, iar aici, la sursă, să activăm funcția auxiliar, intrarea auxiliar. Comutarea spre modulul Android Auto se face ținând apăsat pe butonul media. Ieșirea se face apăsând oricare buton. Conectarea o putem face și ținând apăsat butonul de aici, de meniu. Și iată că a făcut comutarea automat către meniul modulului Android Auto. Acesta este meniul. Aici avem conexiunea către CarPlay, Apple CarPlay, conexiunea către Android, conexiunea pentru mirroring, USB multimedia. Ne putem conecta cu un stick USB la mufa USB a modulului și putem asculta muzică în format MP3 de pe stick. În următoarea pagină avem meniu pentru camera de vedere în față, pentru o cameră. Asta în situația în care conectăm la una din mufele dedicate intrării video o cameră. Încă un meniu pentru intrare video și audio. Home practic ne aruncă înapoi în meniul mașinii. Iar aici avem meniul de setări. Audio settings. Wireless CarPlay Settings, Wireless Sound Android Auto, Advanced Menu. În continuare, senzorii de parcare vor funcționa în momentul în care introducem în treapta de marșarier, face comutarea automată pe senzorii de parcare sau pe camera de mers înapoi dacă o avem. Și mai avem câteva setări pentru cameră. User Interface Settings, aici putem seta un wallpaper pentru interfața Android, language, information. De aici putem face factory reset, adică resetare la setările din fabrică sau un reset doar sau o restartare a modulului Android Auto. Factory mode se poate accesa cu ajutorul unei parole. Parola pentru factory mode este 0301, dar aici în principiu nu este necesar să schimbăm nicio setare. Bun, prima conectare se face folosind cablul USB
După care, dacă aveți un model de telefon mai nou, acesta se va conecta automat pe Android Auto Wireless. Iată, deja s-a conectat și a pornit Waze, care este deja instalat în telefon. Aici avem meniul cu aplicații ce sunt disponibile din Android Auto. Bineînțeles, sunt aplicații de pe telefon, ele rulează pe telefon. Acest modul este practic doar o interfață între telefon și unitatea multimedia originală. Avem YouTube Music. Eu am instalat TuneIn Radio pentru radio online. Prefer să ascult radio online deoarece este la o calitate mult mai bună decât versiunea de radio FM. Și, bineînțeles, alte aplicații de navigație, printre care Google Maps, Messenger, Spotify pentru muzică și așa mai departe. Iată, voi deconecta telefonul meu OnePlus Nord 2 și imediat se va conecta pe wireless. Acum este conectat pe wireless. La fel funcționează și pe versiunile CarPlay, adică pe telefoanele Apple. Conectarea se face wireless și funcționează fără probleme. Apăsând Car, ieșim practic în meniul modulului Android. Iar pe mirroring trebuie să conectăm din nou cablul USB. Mirroring de reținut, că se face doar prin cablu USB și trebuie să instalăm o aplicație. Aplicația se numește AutoLink. O descărcați și o instalați. Linkul va fi automat disponibil. După ce am instalat aplicația, conectez din nou cablul. Aprobăm conectarea și îi dăm dreptul de a accesa agenda. Și iată, acum este practic proiectat ecranul telefonului pe modul. Iar acest lucru face disponibile inclusiv aplicațiile de video, în cazul de față YouTube. Dacă nu ați făcut-o deja, până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând! Putem inclusiv să interacționăm prin gesturi direct de pe ecran. Odată ce am deconectat cablul și am ieșit din modul mirroring, el se conectează automat pe Android Auto. În momentul în care suntem conectați la Android Auto sau Apple CarPlay, pentru a ieși din acest modul, din acest mod și a trece pe meniul original al unității multimedia, trebuie să ținem apăsat butonul media. Iată că a trecut pe meniul original și de aici, ca să trecem înapoi, la fel ținem apăsat media și trece automat. Ce nu am menționat, că acest modul Android Auto va folosi microfonul original al mașinii, iar sunetul este de foarte bună calitate, deoarece se conectează direct pe portul auxiliar al sistemului original multimedia. Cam acestea ar fi de spus despre acest modul Android Auto. Ați văzut cum se instalează și cum funcționează. Link-uri găsiți în descrierea clipului. De asemenea, nu uitați că tot acolo veți găsi și un cod de reducere suplimentară pentru acest modul Android Auto și Apple CarPlay. Dacă acest clip v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, dați un subscribe, iar în comentarii aștept să vă spuneți părerile voastre. Până data viitoare, să auzim mai de bine. Pe curând!